Măi din Moldova, nu Ștefan, măi eram tri-di-di-di-di-da-e-da. Eu în fiecare an, măi eram tri-di-di-di-di-da. Tânărul care a reușit să captiveze inimile melomanelor din țară și nu numai, este interpretul, actorul, prezentatorul TV, autorul de muzică din România, Paul Ciprian Surugiu, cu nume de scenă Fuego, artist al poporului din Republica Moldova. În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea artei muzicale, pentru succese remarcabile în activitatea de creație și contribuție la promovarea valorilor culturale naționale, domnului Paul Surugiu Fuego, interpret de muzică ușoară și populară, i s-a conferit titlul onorific, artist al poporului. Mi s-a făcut această onoare chiar în ziua în care făceam o vârstă frumoasă, 23 august. O zi specială pentru toți românii. Cu suflet deschis și inimă de român, român ardelean, dar cu tata având rădăcinile în Moldova, chiar lângă Botoșani, în satul Sulița, fac legământ pe viață că voi milita cu arma cuvântului și muzicii, cu toată ființa mea, pentru aducerea și menținerea frumosului prin artă pe marea scenă a lumii. Sunt onorat. Emoțiile nu spun cuvântul, deci spun cuvântul. Sunt onorat că am primit această distinție alături de dumneavoastră. Uitându-mă în urmă, având 5 discuri de aur, un disc de platină pentru albumul de colinde și nenumărate distincții, acestea sunt comorile unui artist. Iar la o vârstă înaintată, mă voi uita în urmă și voi rememora fiecare moment, fiecare distincție, fiecare diplomă de excelență, fiecare disc. Dar pe departe, cel mai important titlu este acesta pe care mi l-a oferit domnul președinte, căreia trebuie să-i mulțumesc pentru faptul că împreună cu publicul basarabean au apreciat munca mea la cei 37 de ani și cele 25 de albume discografice. Sunt artistul care cântă mai multe genuri muzicale. De la muzică ușoară, muzica pe care am lansat-o, atât în Basarabia cât și în România, până la muzica populară sau de petrecere românească și colindul tradițional. Bradul curtei îmbrăcat cu ofrandele lui Doamne, ca un fiu de stele lui Doamne. Dar până aici ai trecut o cale lungă? Enorm de lungă. Vine cu iubire ca o mamă dulce să ne dea iertare, viață ne aduce. Paul este un narator excelent. M-am născut la Turda, în Ardealul istoric, în mijlocul Transilvaniei, în 23 august 1976. Știm cu toții că 23 august însemna ziua națională a României pe vremuri, ziua eliberării de subjugul fascist. Și până la o vârstă
de 12 anișori, o tot întrebam pe mama de ce toate instituțiile publice scot steagurile. Chiar și la noi la scară, în fața blocului, puneam un steag tricolor. Și mama îmi spunea, Paul, te sărbătoresc pe tine, azi de ziua ta. Mai târziu am aflat că Ziua Națională este o zi foarte importantă pentru români. Vreau să-ți mărturisesc că eu am fost un fericit din punctul ăsta de vedere. Pentru că de fiecare dată, Ziua Națională, fiind pe 23 august, aveam liber. Toți românii aveau liber și mergeam la picnic pe dealul Mihai Viteazu, dealul unde a fost ucis Marele Voievod, acolo unde se făceau fel și fel de manifestări artistice dedicate acestei zile. În copilărie eram, pe lângă faptul că am fost un bun elev și, dacă mi-aduc aminte bine, am fost și comandant de grupă, adică am purtat un an șnurul roșu la piept. Deschideam careul școlar. Se făcea careu în fiecare dimineață și cântam imnul de stat. Și eu dădeam tonul și cântam imnul de stat. Primul premiu l-am câștigat la Cântarea României, acolo unde nu ajungea orice elev, cu o piesă scrisă de Dinu Giurgiu, care se intitula Să fim copii pentru încă o zi, pe cai de lemn, iar să ne rotim. Să fim copii pentru încă o zi, în lumea lor, fericiți vom fi. Cu piesa aceasta, eu am câștigat premiul întâi la Cântarea României. Așa a început totul, când profesoara de limba franceză, Mona Gavrilescu, n-am să uiteată, mi-a spus, Paulică, tu știi că ai o voce foarte bună, tu trebuie să te prezinți la concursurile astea naționale. Și m-a luat mama de mână și am câștigat câteva premii la concursurile naționale. Acolo m-a văzut un compozitor, al doilea compozitor, al treilea compozitor, am început să cânt și așa m-a descoperit prin Jolt Chereștei George Grigoriu. George Grigoriu m-a lansat la Mamaia în 1993. Când erai copil, atunci era predestinat deja calea ta de muzician, de cântăreț, fiindcă am auzit că ai studiat în calitate de actor. Da. Eu am terminat Școala Populară de Artă, secția Canto la Cluj. Mama mea și-a dorit enorm de mult ca băiatul ei să devină artist. Și a spus așa, dacă voi avea un copil, artist îl voi face, pentru că eu, adică mama, nu a reușit lucrul acesta. Moștenesc talentul de la mama mea, care are o voce foarte frumoasă, o voce neșlefuită, o voce care nu s-a făcut remarcată, pentru că era o perioadă grea când părinții spuneau, cum să te duci tu la București să pierzi vremea? Tu trebuie să stai acasă, să te angajezi la fabrica de sticlă din Turda și să muncești, nu să mergi să cânți prin București. Să lucrezi. Da, așa era mentalitatea în perioada aceea. Și a spus, dacă eu n-am avut posibilitatea, atunci copilul meu vreau să devină artist. Chiar dacă am fost dus cu forța la București. Ești unul la părinți. Numai eu. Eu nu am frați și regret lucrul acesta, pentru că altfel era dacă aveai o soră sau un frate, duc lipsa unui frate și mi-aș dori să am un frățior sau o surioară. Dar am câțiva prieteni care înlocuiesc lucrul acesta și mă bucur de prieteni adevărați. M-am născut în România, într-o casă de români. Turda se află la 26 de kilometri de Cluj. Când mergeam de la Turda la Cluj, aveam senzația că suntem într-o țară străină. Lumea era altfel, toată lumea îmbrăcată elegant. Când veneam noi din provincie, așa de la Turda spre Cluj, la cei 26 de kilometri, aveam senzația că suntem într-o capitală. Lumea se comporta altfel. Îmi făcea mare plăcere să mă duc la Cluj, pentru că am făcut Școala Populară de Artă. Spuneam că mama și-a dorit să am și studii de specialitate. Și când am ajuns la București, am dat examen la Institutul de Teatru, clasa profesoarei Adriana Piteșteanu, Facultatea de Teatru, Universitatea Ecologică, pe care am absolvit-o, și acolo am descoperit ce înseamnă să fii cu adevărat un artist. Artistul interpret trebuie să aibă și studii de actorie la bază.
Altfel este când interpretezi un text cu adevărat, având și niște lecții de actorie. Noi am făcut actorie pe pâine. Adriana Piteșteanu este un pedagog de excepție. Artistul e copilul lumii. Își joacă rolul zi de zi. El face pace cu nebunii, iar cu ceilalți scamatorii. Artistul râde, dar și plânge. Aduce soare în casa ta. Și chiar dacă pantoful ăsta mă strânge, pe scenă eu voi triumfa. Nu-mi pare rău nicio clipă că am făcut teatru. Am avut multe de învățat de la Margareta Pogonat, Constantin Codrescu, Vlad Rădescu, am făcut pian cu Viorica Rădoi și am avut critic istoria teatrului pe doamna Ileana Berlogea, un mare profesor de teatru. Și la pian l-am avut la canto pe Marius Secu. Deci, profesori extraordinari, unu și unu. Am avut ce să învăț de la ei. Și uite cum se leagă, draga mea, lucrurile, că vorbim de dorul de artă și de tot ceea ce înseamnă frumos. Cel mai frumos tango din lume îl fredonesc atunci mereu, ca să-mi vorbească despre tine și să aline dorul meu. Paul a intrat fulminant în scena mare ca interpret de muzică latino. Când am ajuns la prima mea casă de discuri, oamenii au spus, zice, uite, trebuie să cânți un gen de muzică ce e mai nou pe piața românească, latino. Și trebuie să-ți găsești un nume pe timpuri. Nu poți să apar tu cu numele Paul Surugiu, că nu sună bine. Trebuie să luăm un pseudonim. Eram la o prietenă, stăteam la ea, într-o garsonieră, pentru că eu am fost un copil amărât, mi-am câștigat foarte greu existența, la început nu aveam posibilități materiale, se știe că un artist mergând spre București avea nevoie de bani. Să stea într-o gazdă, într-un cămin, să se întrețină, să mănânce, să studieze. Și atunci și mama și tata, Dumnezeu să-l odihnească, au muncit acei ani pentru mine, muncind tot ceea ce făceau lunar, îmi trimiteau la București pentru ca să mă țină în facultate și la studii cu George Grigoriu. Stând la această fată, Carmen, dacă vede emisiunea, cred că are amintiri frumoase despre subiectul acesta, am cunoscut-o profesor de limba engleză. Și a zis, Paul, știu că ți-e greu, văd că ți-e greu, hai stai la mine. Nu mai plăti gazda, că nu ai de unde, stai la mine. Ea avea o garsonieră în București și stăteam la ea. Am ajuns acasă la Carmen, zic, Carmen, uite, oamenii ăștia vreau să-mi găsesc un nume, nu știu ce. Și ea se uită, pentru că latino, muzica spaniolă, știi, trebuia un pseudonim de acolo, din zona aceea. Și am căutat în dicționarul spaniol și am găsit Fuego. Fuego însemnând foc în limba spaniolă. Așa m-am lansat eu. Chiar dacă uneori mi-aș dori să mi se spună pe scena Palatului Național, doamnelor și domnilor, Paul Surugiu. Toată lumea dansează cu mine, tu ai zice să dansăm amândoi, mișcă-ți brațele uite de tine, toată lumea dansează cu noi. Surprinzător pentru Paul a fost începutul colaborării cu Orchestra Fraților Advahov. Am cântat prima dată cu frații Advahov la palat și a venit impresarul meu, Nicolae Dumbrava, și mi-a spus, vezi că tu o să cânți cu un taraf. Am păstrat imaginile cu Paul realizate în 2006. Mi s-a spus, Paul, tu ești un artist iubit pentru că te-ai lansat cu muzică de dragoste, cu muzică latino, dar tu cânți foarte frumos și muzică populară și pentru că proiectul cu doamna Irina Login a prins atât de bine atât în România cât și la Chișinău, zice, eu ți-aduc un taraf. La noi în România, taraf înțelegând un acordeon, un țambal, o vioară și un contrabas. Spun, măi Nicolae, măi voi care aveți orchestre superbe aici, Nicolae Bodgros, cu care eu cântasem înainte și pe care îl salut, nu era liber, avea cântare în România. Și atunci spune, mă, ți-aduc un taraf. Zic, mă fac de râs cu patru instrumente și pe scenă. Și mă duc să mă pregătesc în cabină, trebuia să, ei aveau partiturile, toți trebuia să repetăm. Și
ce aud la difuzorul din cabina 105, n-am să uit niciodată, o muzică, orchestrațiile făcute pe melodiile pe care le cântam eu în seara aceea. Zic, dar ce orchestră cântă? Și când mă duc pe scenă, eu cu un pullover pe mine, 15 instrumentiști. Dar zic, cine sunt domnii către Nicolae? Păi ăsta-i taraful. Cum ăsta-i taraful, mă? Ăsta-i taraful cu care cânti tu. Așa m-am cunoscut cu Vasile și Vitalie. Am avut un spectacol pe care n-am să-l uit niciodată. Acest interpret și cântecul dumnealui, poate că Grigore Vieru nu mă suna. Grigore Vieru m-a sunat și mi-a spus așa: te sună un creștin din Basarabia, nu ca să-ți ceară ceva, ci să-ți dăruiască niște versuri. Paul, mi-a plăcut foarte mult interpretarea pe care ai dat-o cântecului Casa Părintească Nu Se Vinde. Așa l-am cunoscut eu pe Grigore Vieru. Iar acest artist care va intra acum în scenă a avut bunăvoința și bucuria și plăcerea să-mi ofere acest cântec, să-l duc mai departe pentru români, dar și pentru românii plecați peste granițele țării. Casa părintească nu se vinde. Și sfinte, ochii mamei încă ne primesc. Vom pleca și noi cândva din viață și părinții sus ne-or întreba ce mai face casa lor cea dragă. Încet. Bună seara. Am fost în mai, parcă mai, spectacolul de la București, la lansarea CD-ului Mi-e dor de tine, mamă. M-am bucurat pentru lume. Sala era arhiplină, dar, Paul, să știi că m-am bucurat și pentru tine, dar mai mult pentru spectatorii de la București. M-am bucurat că, în sfârșit, s-au săturat și bucureștenii din manele. Și au venit la cânticul tău, la cânticul frumos, tradițional, la cânticul românesc. Să știi că eu, pentru acest public, aș veni la Chișinău pe jos. Ultimii ani din viața dânsului i-a dedicat poeziei pentru mine, a scris pentru mine, de la Ți-am adus un măr, e de la noi, de acasă. Am făcut și muzica pe versurile astea. Ți-am adus un măr, e de la noi, de acasă. Ți-am adus un măr, să fii și mai frumoasă. Ți-am adus un măr, să-l duci frumos la gură. Ți-am adus un măr, e mărul din scriptură.
prin străini m-a dus visarea, mă chemând apoi ninsoarea, ninsoarea cea carpatină și sălbatică și lină. Există o țară prea frumoasă, în gând te-ntorci ades la ea, chemat de maica ta la masă, ori invitat de o viorea, și multe versuri pe care le-a scris pentru a le face muzică. Toate aceste versuri sunt deja melodii. Am realizat și un album de artă, înnobilat cu poemele marelui poet. Albumul se cheamă Testament. L-am realizat împreună cu familia, doamna Raisa Vieru și cu cei doi copii, cu Teodor și Călin. Este un album, o splendoare, dragi telespectatori. Albumul este realizat de Asociația Culturală Regal d'Art. A fost prezentat la Târgul Internațional de Carte de la Chișinău anul trecut și, culmea, a câștigat premiul Arta Cărții pentru cea mai frumoasă carte de la Târgul Internațional de la Chișinău. Am diploma și o păstrez cu bucurie. Memoria marelui poet al neamului, Grigore Vieru, protagonistul nostru, o poartă cu sfințenie până în prezent. Adriana Piteșteanu mi-a regizat primul spectacol la Teatru Davila anul trecut, primul meu profesor de teatru. Dacă îți spun ce spectacol joc la teatru, s-a deschis stagiunea Teatrului Davila cu un spectacol care se cheamă Testament. O oră și 30 de minute plânge lumea în sală, râde lumea în sală, lumea trăiește o lecție de patriotism prin opera lui Grigore Vieru. Un spectacol pe care vreau să-l aduc și la Chișinău. În aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta durerea pot s-o mângâi, iar bucuria s-o preschimb în cânt. Dar cum ai ajuns prezentător TV? A fost o întâmplare fericită, la un post particular de televiziune din România, unde am început o emisie care se chema Business Cafe. Prietena asta mea, Valentina Herța, pe care o sărut, actuala mea producătoare la postul din România, unde eu am o emisiune care se cheamă Familia Favorit. Este o emisiune de divertisment, cu muzică de calitate și cu artiști valoroși. Știu că la această emisiune inviți foarte mulți interpreți din Moldova. Pentru că îmi iubesc colegii și frații de peste Prut. Se întâmplă mai rar în zilele noastre, nu? Pentru că o iubesc pe Zenaida Julea. Ai fui acum între joc, dă-i domnul multă rog, dă-i domnul viață multă rog. Mami, dă-i sănătate, că te-au făcut toată în spate, că te-au făcut așa lată în spate. Păi dragă, Zenaida Julea, dă-i domnul multă rog, dă-i domnul viață multă rog. Și mami, mele sănătate, că m-au făcut lată în spate, lată în spate. E sărbătoare și răsună muzica, nevoie bună la tăsată inima. Olga Ciolacu. Hai de lăutare, cântă la vioară, ziuna de inimioară, că viața este scurtă, hai să o facem lată, că trăim numai odată, măi frate. Sunt multe nume cu care am colaborat în țara asta și de la Anișoara Puica, Ana Barbu, Adrian Ursu și toți până la ultimul mohican pe care l-a dăruit comedia basarabeană, Gheorghe Urschi, pe care îl salut și doresc sănătate, să fie fericit alături de cele două fete minunate. Vreau să-ți spun un lucru. Colegilor, să mergeți să-l vizitați pe maestru. Eu am fost de câteva ori și se bucură când mă vede. Mulțumesc! Fuiebu, eu vă iubesc! Mulțumesc! Am cântat cu Nicolae Bodgros în toată republica asta. Păi dăm noapte la lume, bine, hai lume și iar hai, și păi dăm lume înțe de hai lume, hai. Păi dăm noapte bine cu carul, hai lume și iar hai, să nu mi se strângă neamul, hai lume, hai. Pe Ian Raiburg, pe prietenul meu Ioan Soruceanu. Pe Paul îl cunosc mult mai mult decât dumneavoastră, fiindcă eu eram într-un juriu... În Belorusia. Belorusia, ți-aduci aminte? Da, cum? Știi de cine și... nu vreau să-mi aduc aminte? Și că eu eram... Că Verzătelii nu au vrut să-mi dea premiu.
Ea nu a vrut, eu știu. Nu a vrut Verzatelli. Da, da. Și... Tu ai pus, ai pus acolo notă președintele, mare. Era președintele juriului Iurii Bogaticov din Ucraina, Dumnezeu să-l odihnească, un om extraordinar de bun. Și când a ieșit Paul și a cântat chitara mea lui Dan Spătaru... Și o piesă în rusă. Și o piesă în rusă, da. Vine Iurii Bogaticov și cu Dunaevski, cu Maxim, și unde se uită la mine și că Ion... Он же напомнил нам о нашем общем друге Дан Спатаро де Узг, да? Я знаю румына, что нам înțeles păi, nimic. Да, да ты не требуй сънцележ. Я не знаю русский, decât молодец, кредем. Ты не требуй сънцележ. Мой, ты дежун сънцележ нума кувынту молодец, шмай мол nimic. Eu când le spun lor, zic, mai n-ar trebui de trecut așa pe lângă băiatul ăsta, zic, e băiat tânăr cu un viitor frumos, zic, haide să-l facem laureat. Și la ce Maxim Dunaevski și cu răposatul Iurii Bogatev, zic, măi, numai decât când i-a adus aminte că e băiat frumos, băiat talentat și uite de atunci îl cunosc eu pe Paul din Belorusia. Vreau să cânt acum cu tine un refren pe care l-a scris Ian Raiburg. Degeaba a spus Ian Raiburg. Rău îmi pare că nu a venit Ian Raiburg la sărbătoare. Cum nu a venit, mai fii serios. Păi nu e aici, nu am văzut. Fii serios, las, știm noi când să iasă. Asta-i viața mea, asta-i viața noastră, bucuria mea. Seară-seară albastră, tinerețea mea, tinerețea noastră, zâmbet și amor, cântece de dor. Asta-i viața mea, ca o primăvară, pasăre în zbor, fir de lăcrămioară. Asta-i viața mea, ca o melodie, zâmbet și amor, cântece de dor. Îi ador pe frații Advahov. Pune-i vinul mult, îmi place Liță Ioan. Pune-i vinul mult, îmi place Liță Ioan. Nu știu vie ce o-i face Liță Ioan, dar nu știu vie ce o-i face Liță Ioan. Eu cochetez cu muzica populară. De aceea nu prea vin îmbrăcat în costum tradițional. Eu cânt muzică populară la plăcere. Eu practic cânt muzică ușoară. Ea nu cântă doar, ci și scrie muzică și versuri. Este vorba despre doamna Maria Stoianov. Printre stele să ne ascundem, ca și ele să ne aprindem, toată lumea să se mire, ce mai, ce mai iubire. Cele mai alese sentimente artistului Paul Surugiu Fuego pentru atitudinea încărcată de bonomie. Ce ai dorit telespectatorilor din Moldova? Dragi moldoveni, știți cât vă iubesc, de aceea vin foarte des la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că mi-ascultați muzica. Vă mulțumesc pentru fiecare clipă de bucurie pe care mi-ați dăruit-o atunci când ne-am întâlnit la spectacolele de aici sau la manifestările artistice, pentru că nu mi-e rușine să spun dacă sunt chemat cânt oriunde. Cânt și pentru cel care nu are și pentru cel care are. Nu sunt un artist cu fițe, cum s-ar zice. Sunt un artist care cântă pentru toată lumea. Și atunci când sunt invitat, vin cu cea mai mare bucurie și cu cea mai mare plăcere. Vă iubesc pe toți și îmi doresc să ne revedem cât de curând. Și să vă mai spun că sărut vatra și-al ei nume, care veșnic ne adună, vatra ce-a născut pe lume, limba noastră cea română. Vă doresc un an frumos plin de împliniri și să nu uitați că muzica mea vă este dedicată cu toată dragostea. La mulți ani Chișinău, la mulți ani Moldova 1, la mulți ani Basarabia. Dă-mi, Doamne, viață ca să pot cânta. Și lasă-mi toți prietenii de vrea să-i am aproape zi de zi. Dă-mi, Doamne, viață ca să pot cânta. Dă-mi cântece să pot fi.